Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, la o nouă etalare. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba astăzi pentru voi, pentru aceia dintre voi care sunteți într-o relație, în primul rând, și care vă doriți să știți mai multe despre această conexiune a voastră, da, încotro se va orienta aia în perioada următoare, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți dacă această situație de viață va rămâne la fel pentru voi în perioada care vine sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul potrivit vouă. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va reveni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Iată că prima carte din această etalare este Marea Preoteasă, dragilor, o carte foarte bună care vorbește despre un partener sau o parteneră voastră care se pare că este foarte fericit în aceste momente, este foarte bucuros sau bucuroasă de faptul că te-a întâlnit, da? Această persoană va dori să grăbească pasul spre tine în perioada care vine, va dori să se miște foarte repede. De ce? Pentru că nu vrea să te piardă, da? Acestei persoane nu-i vine să creadă că a întâlnit pe cineva ca tine. Este foarte, foarte fericit sau fericită de faptul că a întâlnit în sfârșit o persoană așa cum și-a dorit el sau ea atâta timp, o persoană așa cum este și el sau ea, o persoană hotărâtă, o persoană sigură pe ea, o persoană capabilă de multe lucruri în viața sa, o persoană deschisă, da, față de ceea ce îi se oferă în viață și mai ales o persoană care tu ești această persoană care îi dovedești în fiecare clipă că meriți să fii alături de el sau de ea. Da, dragul meu, draga mea, în aceeași măsură, această persoană simt că este într-o conexiune foarte, foarte bună cu divinitatea, cu divinitatea din exteriorul său și cu divinitatea din interiorul său, astfel încât menține o stare de echilibru, o stare de pace pe care ți-o transmite și ție în această perioadă și dorește să te facă părtaș sau părtașă la bucuria sa, da? Această persoană, exact cum am spus și mai devreme, se simte foarte bucuros, foarte împlinit, foarte fericit, fericită de faptul că te-a întâlnit. Aproape că nu-i vine să-și creadă ochilor în momentul în care se uită la tine, nu-i vine să creadă că ești un om în carne și oase, tu care ești aievea împlinirea visului său, da, în această viață. Da, dragul meu, draga mea, exact ce am spus și mai devreme, această carte manifest trezirea la realitate a acestei persoane pentru și trezirea sa spre un scop foarte potrivit sieși, da? Un scop potrivit cu visul său, pentru că simt că această persoană a petrecut foarte mult timp în visare, foarte mult timp într-o oarecare stare de iluzionare, da, în sensul că a visat foarte mult la aspirațiile sale, la dorințele sale pe care și le dorești, pe care le-a vrut împlinite, da, pentru sine, pentru viața sa. Și iată că tu ești cea mai mare dovadă a faptului că energia sa funcționează, da, că această canalizare a energiei sale spre aceste dorințe ale sale a fost făcută cum trebuie. Da, hai să vedem și următoarea carte. Iată că această carte, dragii mei, dragile mele, vorbește despre o stare extraordinară de echilibru în care te vei regăsi și în perioada următoare. Această persoană va fi cel sau cea care va readuce echilibrul în viața ta, care va readuce armonia, dar bineînțeles că și tu, la rândul tău, dragul meu sau draga mea, vei aduce această armonie în viața acestei persoane. Da, și bineînțeles că el sau ea nu va putea să te ocolească, nu va putea să ignore aceste semne care îi sunt oferite în aceste momente și anume semnele că tu ești cea mai potrivită persoană pentru el sau pentru ea în aceste momente. Tot ce v-ați dorit să faceți până în aceste momente se apropie de își va găsi finalitatea în această perioadă și este o finalitate foarte pozitivă.
pe care o veți obține, veți avea rezultate pozitive într-o anumită situație, o anumită problemă își poate găsi rezolvarea, dacă v-ați confruntat cu această problemă în ultima perioadă, da? Totul pare să se liniștească în viața dumneavoastră, cărările voastre par din ce în ce mai clare, da? Cărările pe care veți merge de acum înainte par foarte clare, foarte luminoase. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Treiul de Bâte, o altă carte foarte bună care vorbește despre o cale, despre o cale care ți se arată în aceste momente, da? Dacă ai stat până acum și te-ai întrebat care este cea mai bună cale de urmat pentru tine în perioada următoare, iată că vei avea această conștientizare, vei avea această revelație în aceste momente, da, în legătură cu această cale pe care urmează, pe care trebuie să o urmezi, da, începând din acest moment. Și da, dragul meu sau draga mea, aceasta este o cale a pasiunii, o cale a iubirii pe care o vei urma alături de persoana ta, alături de această persoană care te dorește cu totul și cu totul în viața sa. Exact ce am spus și la începutul acestei etalări, persoana aceasta te vrea cu totul în viața sa, este recunoscătoare cerului în orice moment pentru că ai apărut în viața sa și nu poate să-și rețină uimirea, da, în fața faptului, în fața acestei asemănări pe care o aveți voi doi, da, pentru că vă asemănați foarte mult, aveți interese comune, aveți dorințe, aspirații comune, aveți abilități în comun, da? Este ca și cum ați fi dus o viață la dublu până acum, da? Bineînțeles, fiecare în propria sa piele. Dar parcă ați fi dus aceeași viață, da? Cam așa, și până și experiențele voastre de viață pe care le împărtășiți unul cu celălalt în aceste momente sunt foarte asemănătoare. Da, astfel încât veți rămâne uimiți, vă veți simți exact ca două flăcări gemene, da? exact la două suflete pereche. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Treiul de Cupe, dragii mei, dragile mele, o altă carte foarte bună care îmi spune că sunteți pe drumul cel bun, care îmi spune că sunteți pe cale să celebrați ceva în viața voastră. Văd că mulți dintre voi vă apropiați de succesul vieții voastre, apogeul vieții voastre într-un anumit domeniu. Mulți dintre voi vă veți îndrepta spre o anumită comunitate, spre comunitatea din care faceți parte, probabil mulți dintre voi, și având în vedere că avem aici Marea Preoteasă, poate unii dintre voi veți participa la o anumită adunare, poate la o cununie sau la un botez, da, sau la o aniversare în aceste momente și veți cunoaște foarte mulți oameni pozitivi acolo, oameni care vă pot deschide perspective noi în viață. Da, perspective extrem de pozitive pentru voi. Și da, dincolo de faptul acesta, dincolo că de faptul că veți participa la această sărbătoare, dragii mei, dragile mele, simt că voi înși vă, sau voi însă vă veți simți foarte festivi în această perioadă, în sensul că veți dori să sărbătoriți pur și simplu felul vostru de a fi, pur și simplu starea voastră de a fi în aceste momente, da? Bucuria voastră în aceste momente, bucuria voastră de a fi împreună cu persoana pe care ați dorit-o atâta timp, da? Hai să vedem și următoarea carte. 9 de Cupe, dragii mei, o altă carte foarte bună care îmi vorbește despre dorințe împlinite, despre faptul că aspirațiile voastre au fost bine canalizate spre această realitate pe care o dobândiți în aceste momente, pe care o aveți în față. Da, și se pare că realitatea aceasta care vă înconjoară acum este împlinirea visului vostru cel mai măreț. Și da, dragii mei, se pare că majoritatea dintre voi veți obține o nouă perspectivă asupra fericirii în aceste momente și veți declara răspicat și tare că fericirea voastră este alături de această persoană, alături de care sunteți în aceste momente. Da, exact ce am spus și la începutul acestei etalări, poate că totul poate părea prea frumos ca să fie adevărat,
dar vă veți ciupi poate puțin să vedeți că totul este real și că nu este doar un vis, da? Hai să vedem încă o carte. Iată că avem Cavalerul de Pentagrame, dragii mei, o altă carte foarte bună care îmi spune că mulți dintre voi veți avea de-a face cu o persoană dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, care este o persoană foarte organizată, foarte responsabilă și care vă sprijină foarte mult în aceste momente. Poate fi persoana voastră, poate fi această persoană foarte înflăcărată care se orientează spre voi în această perioadă, sau poate fi o cu totul altă persoană din exteriorul vostru care va dori să vă sprijine într-un anumit domeniu, da? Într-o anumită situație. Da, aceia dintre voi care aveți de-a face cu o persoană dintr-o zodie de pământ în aceste momente, să știți că această persoană va dori nu doar să vă sprijine, dar va dori să vă facă pe voi să vă simțiți în următoarea perioadă stăpâni în viața dumneavoastră. Da? Adică va dori să vă ajute să faceți această schimbare profundă în viața dumneavoastră, mai ales aceea sau acelea dintre voi care doriți să faceți această schimbare. Și hai să vedem și următoarea carte. Da, există ceva ce merită efortul din partea dumneavoastră, dragii mei, dragele mele, dacă simțiți că este nevoie de acest efort în relația voastră, să știți că acest efort merită să fie făcut, da? Spre binele vostru. Spre mai binele vostru. Și hai să mai luăm o carte. Trecutul este acum în spatele vostru, eliberați-l și îmbrățișați noi posibilități. O nouă cale este valabilă pentru voi acum, urmați-o cu încredere. Așadar, dragii mei, dragile mele, eliberați-vă de trecutul care poate pe alocuri a fost dureros pentru unii dintre voi, da? Și orientați-vă spre viitorul care se arată cu totul glorios în fața voastră. Și hai să mai vedem o carte. Să luăm acum o carte din partea îngerașilor. Leila, îngerașul Leila vine pentru voi astăzi și vă spune: petrece mai mult timp singur, singură în natură, meditând asupra dorințelor și intențiilor tale. Roagă-i pe îngeri să te ajute să dobândești o perspectivă pozitivă asupra lucrurilor. Da, este un mesaj cât se poate de reconfortant din partea îngerașilor care, iată, își amintesc de tine și în acest moment. Clar că își amintesc de tine pentru că ei sunt totdeauna lângă tine. Și cu atât mai mult cu cât le vei cere sprijinul în aceste momente, să știi că îl vei avea și acești îngerași te roagă să te deschizi mai mult spre ei și spre domeniile siderale ale existenței. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!